Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare a zilei, o nouă etalare pentru ziua de marți, 13 septembrie 2022. Să vedem spre ce se vor îndrepta energiile în această zi minunată, spre ce se vor îndrepta pașii noștri astăzi. Și iată că prima carte care a căzut pentru noi toți în această zi de marți este atașament. Prin urmare, iată că, nu știu, se pare că unii dintre noi ne mai agățăm încă de anumite situații sau de anumite persoane care au fost în viața noastră, care ne-au făcut viața frumoasă la un moment dat, dar alături de care nu mai puteam să mergem în continuare, pentru că era clar că drumurile noastre trebuie separate, era clar că nu mai avem nimic de împărțit și atunci am hotărât să ne despărțim. Ce se întâmplă cu aceste persoane? Nu se întâmplă nimic, fiecare a luat-o pe drumul său și fiecare are de întreprins o călătorie minunată care se numește viața sa, dar dincolo de aceste aspecte este foarte important să ne detașăm de aceste persoane pentru a ne putea continua viața așa cum știm, așa cum avem nevoie să o facem. De ce? Pentru că ținându-ne în atașament, în energia acelui trecut care a fost în viața noastră, nu facem altceva decât să ne pierdem noi înșine din energie și să ne canalizăm această energie într-un sens greșit, eronat, deoarece viața noastră se desfășoară acum și noi avem nevoie să ne canalizăm spre acest acum al vieții noastre. Să mai vedem o carte. Încă o carte care a venit pentru ziua de marți, dragilor, este Lumea. Iată că această carte vine să vorbească despre un real succes de care te bucuri tu în această perioadă a vieții tale. Se pare că, iată, fie prin activitatea pe care o desfășori, prin contactul direct cu oamenii, prin serviciile pe care le aduci umanității, prin toate aceste gesturi mărunte care ție ți se par mărunte, dar care pot fi mari pentru ceilalți, capeți un real succes în vizorul acestei lumi, un real succes de care te bucuri începând din acest moment și te vei mai bucura multă vreme, atâta timp cât vei rămâne în acest sector de activitate și cât timp îți vei face îndatoririle, îți vei îndeplini aceste îndatoriri zilnice, așa cum ai făcut-o și până acum. De asemenea, această carte vorbește despre depărtări, depărtări care sunt văzute ca o oportunitate pentru tine. Este foarte posibil să îți îndrepți atenția spre aceste depărtări în cele ce urmează în viața ta. De ce? Pentru că probabil n-ai avut șansa să pleci nicăieri în vacanța de vară care tocmai a trecut și atunci vrei să-ți reorientezi atenția spre o mică vacanță în această perioadă de toamnă, de început de toamnă foarte frumoasă la care asistăm acum și încă foarte călduroasă. Da.
Prin urmare, te poți gândi la o țară pe care vrei să o vizitezi sau la un oraș sau la un sat pe care ai vrea să-l vezi, pe care nu l-ai mai văzut de mult, este posibil, sau pe care nu l-ai văzut niciodată și pe care ai vrea să le vizitezi cu această ocazie. De asemenea, această carte poate vorbi despre depărtări care sunt între voi ca și cuplu, mă refer la cuplu. Poate că sunteți ținuți cu serviciul în altă parte, în altă țară, și persoana pe care o iubiți a rămas în țara natală. Și atunci este posibil să vă fie din ce în ce mai greu să păstrați această legătură, să comunicați și așa mai departe. Dar nu vă este imposibil și trebuie să aveți în vedere că foarte curând vă veți afla din nou împreună și veți împărtăși multe lucruri unul alături de celălalt. Să mai luăm o carte. Iată, această carte vine pentru ziua de marți, Victorie. Este foarte importantă această carte deoarece arată că acțiunile noastre nu sunt fără un scop precis și nu sunt mai ales fără ecou în viețile noastre. Aceste acțiuni se pare că aduc victoria în viața noastră, aduc câștigul de partea noastră. Indiferent ce ai ales să faci în ultima perioadă, să știi că aceste acțiuni și aceste oportunități pe care, în care te-ai focusat pentru folosul tău, îți vor aduce roadele așteptate, roadele scontate, foarte curând. Da. Poți lua asta ca pe o victorie, de ce nu? O victorie este și faptul că te-ai trezit astăzi, că ești viu, că ești sănătos, că ești voios, voioasă și că vrei să mergi înainte pe drumul tău, așa cum ai învățat să trăiești până acum, așa cum știi să o faci cel mai bine. Da. O victorie este faptul că ești încă printre noi și îți mulțumim pentru asta. Să vedem mai departe și o carte din partea tarotului. Da, a căzut o carte. Iată că această carte este Regele de Spade, dragilor. Această carte vine cu extrem de multă hotărâre și cu dorința de a tăia fățiși așa în viața noastră, de a tăia situațiile care nu ne mai folosesc, de a tăia persoanele care nu ne aduc niciun beneficiu din viața noastră. Tăiem tranșant, cu alte cuvinte. Suntem foarte hotărâți în această perioadă să facem lucrurile așa cum ne-am gândit să le facem, așa cum este cel mai bine să le întreprindem pentru noi. Este foarte posibil în această perioadă să trebuiască să luați niște decizii hotărătoare pentru voi, pentru cei apropiați vouă. De ce nu? Și aceste decizii să vă hotărască întreaga traiectorie următoare a vieții voastre. Nu trebuie să vă temeți de aceste decizii, dimpotrivă, trebuie să le ieșiți în întâmpinare și să fiți bucuroși că puteți să le luați acum. Să vedem mai departe. Încă o carte. Wow, cât de frumos, dragilor! Doiul de cupe.
Această carte nu mai are nevoie de nicio prezentare, vorbește despre acele legături profunde care sunt menite să dăinuie și în această viață, legătura dumneavoastră cu un suflet pereche, legătura dumneavoastră cu acel suflet, cu acea persoană care, iată, a sosit în viața voastră să vă aducă semne de victorie, semne că a meritat să luptați să luptați până acum, până aici, a meritat să învingeți toate acele obstacole din viața dumneavoastră, pentru că, iată, vă ajungi într-un moment în care celebrați faptul că sunteți împreună, celebrați că ați cunoscut această persoană minunată care vă este alături în acest moment și alături de care trăiți clipe minunate. Este o persoană deosebită, în mod clar. Să vedem mai departe și o carte din partea oracolului. Ups! Iată că această carte s-a întors. Cartea care a venit aici pentru voi în etalare, dragilor, este putere. În mod instinctiv știi ceea ce este corect pentru tine și ai puterea să spui nu sau să pleci, să te îndepărtezi în orice moment. Da. Puterea ta, iată, vine nu numai din acele momente în care spui da și ești de acord cu întrajutorarea semenilor tăi, dar puterea ta trebuie să vină și din acel moment în care decizi că este cazul să spui nu și că este cazul să bați în retragere când ți se propune o anumită situație sau un ajutor din partea cuiva pe care nu poți să-l faci, nu poți să-l dai. Da, ești puternic, ești puternică și meriți să trăiești așa cum știi, așa cum ai învățat să o faci până acum. Mulțumim cărților, îți mulțumesc și ție pentru vizionare. Te invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!